și bine ați revenit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Acest video îl încep în iulie 2021, deși știu că va fi publicat abia prin iarnă, poate prin decembrie, vom vedea, în ideea în care, după cum vedeți și din titlu, vorbim despre operația de gastric sleeve, la care, din păcate, trebuia să ajung și eu. Din păcate, nu zic că operația în sine mă sperie, zic că este păcat că s-a ajuns până aici, dar având în vedere că nu avem alte alternative, asta este. Sunt conștientă că acest video va fi foarte controversat și că noi, și că românul este și chirurg, și nutriționist, și estetician, și dermatolog, și toate cele și ne place să ne dăm cu părerea. Dar în cazul în care n-aveți probleme de obezitate, n-aveți pe nimeni cu aceste probleme și sunteți aici doar pentru hate, nu mai fiți frustrați, închideți acest video și mergeți mai departe cu viața voastră. Ieri am fost programată pentru 17 septembrie 2021 pentru operația de gastric sleeve. Ca să vă introduc așa puțin în poveste, eu mă confrunt cu obezitatea de când eram înainte de adolescență. Am avut un început de astm care a dus la obligația părinților mei de a lua niște pastile pentru a stopa răspândirea astmului în organism, adică pentru a-l face să fie cât mai controlabil. Și de atunci li s-a spus părinților mei că aceste pastile conțin niște hormoni care vor stimula luarea în greutate și bineînțeles că în acel an, fiind clasa 5-a, m-am îngreșat 20 de kilograme. Pentru un copil este enorm de mult. La acest fapt se adaugă și faptul că în acea perioadă eram și în perioada în care mi-a venit prima oară menstruația și faptul că noi, ca și familie, genetic, suntem predispuși la îngrășare. Așa că toate lucrurile duceau spre probleme de greutate. La câțiva ani distanță am început, adică tot eram în școala generală, mama m-a dus la un nutriționist unde am reușit să slăbesc. Bineînțeles că în ani din nou m-am îngrășat și am ținut-o tot pe acest, în acest cerc vicios, cum să zic, și cu cât mai multe diete, cu atât mai multe kilograme în plus după ce se terminau acele diete. Cel mai mult am slăbit cu dieta Arina, unde am ajuns chiar să, o să vă arăt și poze aici cum arătam atunci, unde am ajuns să fiu foarte mulțumită de cum arăt, de cum mă simt și toate cele. Însă, odată cu terminarea dietei, te întorci la obiceiurile vechi și nu zic neapărat fast food, dulciuri și lucruri de genul, doar să mănânci normal, să nu mai mănânci disociat, pentru că dieta Arina, știți că se bazează pe acele principii de a nu amesteca alimente de genul proteina cu vitamine, proteina cu amidon și așa mai departe. Și bineînțeles că odată ce începi să le mănânci așa, variat, să zic, și cum ar fi trebuit să arate o dietă normală, dieta gen stil de viață, pui pe tine și încet încet se tot acumulează, dacă nu iei imediat măsuri, ajungi să te îngrași mai mult. După care am început să lucrez, un loc de muncă foarte static, unde 9 ore pe zi îmi petreceam în fața calculatorului, viața sedentară și așa mai departe. Am uitat să precizez că în tinerețe am făcut și mult sport, am făcut 6 ani de volei, aproape de performanță, și odată ce te lași de sport, vin și de acolo câteva kilograme în plus. Așa că toate cele adunate m-au dus în punctul ăsta în care cântăresc mai mult de 100 de kilograme și în care dietele nu mai funcționează și îmi fac mai mult rău decât bine. Prima persoană de la care am auzit de gastric sleeve și care mi-a schimbat puțin perspectiva asupra operației la stomac, pentru că credeam că operația la stomac înseamnă doar a-ți pune un inel pe stomac, nu știam că tehnologia și chirurgia bariatrică au evoluat atât de mult. Prima persoană, deci cum ziceam, a fost Haiki. Ea m-a inspirat, cu ea am vorbit și în privat. M-am uitat la videoclipurile ei de foarte multe ori, dar nu aveam curaj. Până în ianuarie 2021, când am decis că trebuie să fac ceva, anii trec și nu vreau să... Cum am impus eu că până la 30 de ani vreau să fac asta. Și am zis că de anii 30 mă voi bucura și mai mult decât de anii 20, pentru că au fost niște lucruri pe care nu puteam să le fac fiind cu probleme de greutate. Și în ianuarie 2021 am intrat pe grupurile de gastric sleeve, de chirurgie bariatrică, m-am documentat, am investigat toți medicii, m-am interesat ce se întâmplă înainte de operație, m-am uitat la interviurile cu
doctorii care operează în România, m-am gândit chiar și în străinătate, dar am renunțat la acea idee pentru că mă înspăimânta gândul că voi fi atât de departe de chirurgul meu și în cazul complicațiilor nu am ce face. Așadar, după multe investigații, în aprilie 2021 m-am decis să mă operez la domnii doctori Dejeu, care operează în Timișoara, Arad și, nu, pardon, care operează în Arad, Sibiu și București. Așadar, mă voi opera în septembrie la Arad. Filmez acest video acum pentru că încă am informațiile proaspete și vom continua după operații să povestim în continuare și cum mă simt după și așa mai departe. Asta să fie un video destul de lung. Deci, i-am găsit pe acești doctori, Viorel și Dan Dejeu, care sunt o echipă bariatrică, doi frați. Bineînțeles că în acea echipă mai există și alți oameni, dar eu am comunicat cu ei și cu asistenta lor și chiar ieri v-am zis, am fost programată. Eu din ianuarie am început să adun bani pentru această intervenție și nu pot să zic că este cea mai ieftină intervenție. Din câte am înțeles, în străinătate este și decontată de stat, pentru că se consideră că un pacient cu probleme de greutate este mai costisitor pentru stat, având în vedere că o să trebuiască să-i plătești, să-i decontezi medicamentele pentru diabet, tensiune și așa mai departe, investigații, analize pentru tiroidă, poate. Este mult mai scump decât să îi decontezi o operație care va reduce toate aceste riscuri. Dar, cum trăim în România, la noi totul se întâmplă peste 10 ani, așadar, operația se plătește și nu este cea mai ieftină. O să vă vorbesc despre costuri, pentru că le-am aici anotate. Știu că asta este unul dintre cele mai răspândite întrebări și nu degeaba. Și pe lângă asta, foarte important este că eu vorbesc despre aceste costuri în iulie 2021, deci să nu încurcăm. Și vorbesc despre Arad la clinica MedLife la domnul doctor Viorel Dejeu. Și avem așa. MedLife Genesis în Arad. Gastric Sleeve costă 3500 de euro, numai operația în sine. Pachetul de analize preoperatorii 600 de euro, în care intră și testul COVID, pentru că ne aflăm încă în perioada pandemiei. Evaluarea psihologică preoperatorii 200 de lei. Iar a doua zi postoperator, cât încă sunteți în clinică, veți avea o consultație gratuită de nutriție cu indicații pentru următoarea lună. Nutriționista noastră vă va vizita în salon pentru a vă explica exact ce aveți de făcut. Eu vă citesc ce am primit de la clinică. La externare veți primi tratament pentru următoarele 2 luni, care constă în anticoagulant, antiacid și vitamine. În funcție de farmacii, costurile se ridică la aproximativ 700-800 de lei. Ok, deci astea sunt costurile pentru început, dar nu sunt toate. Pentru că pe lângă asta mai urmează niște investigații și asta mi-a dat cumva încredere că va fi bine, pentru că se fac investigații și postoperator. Și vorbim despre analize de sânge, nu știu ce analize, mai probabil un eco, și la 3 luni după intervenție, după care la 6 luni din nou, parcă la 9 luni și la 12 luni și după aia anual. Pentru că probabil nemâncând la fel ca un om care nu are o operație bariatrică, este nevoie să se țină toate valorile sub control. Eu oricum sufăr de anemie și s-ar putea să am adică lipsă de fier și să se regleze aceasta prin alimente sau prin vitamine. După perioada postoperatorie vom vorbi atunci când mă voi opera, pentru că acum aș putea să vă povestesc doar așa din povești și nu este cazul, dar ce am mai vrut să menționez înainte de operație este că am primit un regim preoperator, care este foarte ușor, având în vedere ce regimuri am ținut eu la viața mea. Pornim organismul să fie pregătit pentru ce va urma, ceea ce abia aștept. Și ce mai fi de menționat? Eu sunt din Timișoara, așa că Radu e foarte aproape, nu mă voi caza acolo, pentru că nu este nevoie. Am mai vorbit și cu alți colegi de muncă care au trecut prin aceeași operație, care s-au operat la același medic și mai cunosc 3 persoane, pe lângă colegii mei de lucru, care s-au operat la același medic și toată lumea este bine, toată lumea este ok, împlinită și se simte cu mult mai multă încredere în sine.
Cam atât cred că este de menționat înainte de operație. Dacă îmi voi aduce aminte de ceva, voi reveni. Urați-mi baftă, chiar dacă veți vedea acest video după ce eu deja voi fi operată. Și hai să vă explic de fapt și ce înseamnă operația în sine. Deci, stomacul nostru, o să vă inserez aici o poză, va fi tăiat. Operația este laparoscopică, adică vei avea numai câteva incizii mici, care, din câte am înțeles, se vor vindeca foarte repede. Nu e o tăietură ca la cezariană și dimensiunea stomacului va fi micșorată prin tăiere cam cu 80%. Stomacul, care, noul stomac care va rămâne, va avea între 80 și 100 de mililitri. Imaginați-vă că este cam cât un jumătate de pahar de apă. Așadar, vom slăbi, obligați fiind să mâncăm mai puțin, mai variat, unele mâncăruri s-ar putea să nu ne mai priască niciodată. Și ideea este că această operație de fapt este doar o unealtă care te ajută să slăbești în prima fază, dar după aceea ține foarte, foarte mult de alegerile pe care le faci, să-ți schimbi stilul de viață, pentru că vei avea perioada de, cum să zic, ca și la un bebeluș. Începi cu lichidele, treci prin diversificare, cu pasatele, cu supele creme, până ajungi la mâncare solidă. Abia aștept să văd cum va fi acest proces pentru mine. Mă bucur că se întâmplă în septembrie. În primul rând, data de 17 este destul de importantă pentru mine. Dar mă bucur că se întâmplă în septembrie, pentru că până la Crăciun mai am timp să mă obișnuiesc și să slăbesc. Și vara 2022 cred că va fi cea mai mișto de până acum, pentru că în sfârșit mă voi putea simți mult mai confortabil în pielea mea atunci când voi purta un costum de baie, ceva ce pentru voi care nu aveți probleme cu obezitate vi se pare foarte firesc. Revin după operație sau ne auzim înainte de operație cu analizele care trebuie făcute. Din câte am înțeles, voi fi ocupată toată ziulică cu acele analize și ne auzim atunci, înainte de 17 septembrie. Bună! Filmez astăzi 9 octombrie? Nu mai știu, este sâmbătă. Cred că 9 octombrie. Și am zis să revin cu un video post-operator, pentru că în partea pe care ați văzut-o deja, am vorbit despre partea aceasta înainte de operație, ce facem, cum facem și cum am făcut eu, cum am procedat eu. Având în vedere că au trecut 3 săptămâni și o zi, pentru că m-am operat în 17 septembrie, erau vineri și astăzi e sâmbătă, am zis să vă zic ce s-a întâmplat până acum. Și o să încep prima oară cu analizele pe care le-am făcut pe 16 septembrie, cu o zi înainte de operație. Eu mi-am luat pentru această zi o zi liberă, pentru că n-am vrut să irosesc medical pentru ziua aceea și nici nu era nevoie. Și am plecat la Arad de dimineața, am mai luat o fată pe care am văzut-o pe grup că se opera în aceeași zi cu mine și a plecat din Timișoara și am zis că n-are sens să mergem cu două mașini, măcar așa ne ținem una altea de urât, deși Arad e foarte aproape. Și am început cu investigațiile foarte devreme și ziua aia a fost foarte, foarte obositoare. M-am trezit la 6 și știu că toată ziua am avut efectiv programări. Am început cu semnarea contractului preoperator. Mă rog, contractul de operație, dar l-am semnat preoperator. După care am continuat cu internele, unde mi-au făcut EKG la inimă, adică mi-au făcut ecul la inimă, s-au uitat pe dacă am varice și lucruri de genul acesta. După care am continuat cu un eco abdominal, o endoscopie, am vorbit cu anestezist, unde i-am zis ce probleme am avut sau chestii de genul acesta și câte kilograme am ca să poată să îmi calculeze anestezia care urma a doua zi. M-am dus să fac analize de sânge la laborator, unde au luat mai multe flacoane, mi-au luat și ceva din gât, nu pentru COVID, pentru altceva de nu mai știu ce. Au făcut în ureche câteva înțepături ca să vadă cât de repede se coagulează sângele. Chiar au făcut mai multe investigații și inclusiv testul COVID, pentru că se devenea treaba mai serioasă și în Arad cu COVID-ul, chiar dacă eu sunt vaccinată. Și pe lângă asta am mai mers la pneumologie. Am avut o pauză între cele care v-am zis și după aia a urmat pneumologie și cardiologie.
La pneumo mi-am testat plămânii cu un aparat unde trebuia să suflu și mi-au făcut o radiografie la plămâni, asta era înainte. Au analizat, au zis că e tot ok, deși eu am fost fumătoare și mi-era puțin frică de partea asta, plus că în copilărie am avut un început de astm care aparent este vindecat complet. Și după aceea am avut cardiologie, unde mi-a făcut EKG, acolo chiar m-a durut pentru că domnul doctor a apăsat foarte tare pe coaste și așa, pe oase, pardon, și era și acolo tot ok. Și ce am zis, singura chestie care chiar mi s-a părut foarte neconfortabilă, să zic așa cu cuvinte frumoase, a fost endoscopia, pentru că e foarte scârboasă, durează foarte puțin, un minut a durat. Anestezie n-au făcut, dar da, a fost foarte neplăcut și mai ales că ai senzația aceea că îți vine să vomiți. Efectiv, m-au pus să mă pun pe o parte, pe partea stângă, am stat așa, ca și cum aș dormi. Mi-au introdus în gură un chestie din plastic pe care o ții cu dinții și ea are la mijloc o gaură prin care se introduce furtunul acela care ajunge prin mațe pe la, așa, la stomac, nu sigur pe unde ajunge, am zis aiuri, ajunge la stomac în orice caz și simți efectiv că îți vine să bergi și tot timpul faci tot timpul investigației, dar chiar v-am zis că durează sub un minut și au fost ok și doctorul și asistentă m-a tot încurajat și știu că la un an va trebui să repete această analiză și nu o să dau 400 de lei pe o anestezie, o să mai rezist o dată, asta este. Când s-a terminat toate astea, la 6 seara, de la 6 dimineața trează, ne-am întors, am lăsat-o pe fata care s-a operat în aceeași zi cu mine și mi-am prins ultima țigară atunci. Și am venit până acasă, am ajuns ruptă de oboseală. Trebuia să-mi dau o injecție anticoagulantă în seara aceea, ne-a învățat asistenta cum să facem asta, pentru a fi pregătiți pentru a doua zi de operație. Și în ziua operației și am mâncat foarte lejer ceva broccoli cu prep de pui și eu la 10 am adormit, fără nicio emoție, fără niciun stres. Am fost foarte pregătită pentru că am zis că din ianuarie mă tot pregătesc pentru acest pas și știam efectiv tot ce urmează. A doua zi am ajuns la clinică, trebuia să fiu a treia care intră pentru că ne luau pe rând cum am ajuns, însă, din păcate, mi-au refuzat plata la clinică, plata operației care era 1735 de lei, parcă, 17.350, pardon, adică 3100 de euro. Și până am vorbit eu cu banca, până nu știu ce, m-am mai amânat, n-am fine, până am plătit. După aia am urcat sus, în saloane, la etajul 3 am stat și acolo mi-au dat o cameră, eram cu o doamnă care deja era operată cu o zi înainte și se simțea foarte bine, când am văzut-o că eram picioare, eram super. Mi-au lăsat pijamalele, au zis să pot să folosesc, să intru să fac un duș preoperator pe care, unde trebuie să te dezinfectezi pe burtă, efectiv, unde vei fi tăiat, bine, presupun că și ei m-au dezinfectat acolo, în sala de operație și m-am îmbrăcat în pijamale și am așteptat și am stat pe telefon, am vorbit cu doamne, chiar n-au niciun stres efectiv. Numai că am început să mă, așa, să fiu nerăbdătoare, voiam să ajungă și rândul meu la un moment dat. Și la un moment dat a venit domnul doctor Viorel Dejeu la mine în cameră, el așa foarte însorit, nu știu, transmit o energie foarte bună. Mi-a zis să mă pregătesc pentru că urmez, dacă sunt ok și chiar am zis că sunt și eu sunt pregătită numai să fiți și voi. Și după care a venit domnul doctor anestezist, care coincidență face că este tot din Serbia ca și mine și am vorbit în sârbă și foarte drăguț și domnul doctor, toată lumea a fost foarte drăguță și toate asistentele și chiar n-am avut nicio treabă cu nimeni. Au venit după mine, am mers pe picioarele mele până la sala de operație și acolo am avut ca puțin emoțiile când am văzut așa toate chestiile alea, toate ustensilele, mulți oameni și așa. M-am pus pe pat, pe patul de operație, pe masă de operație, se zice, de fapt. Mi-au zis să mă dezbrac în partea de sus, m-am dezbrăcat, mi-am pus un cearșaf așa peste sâni și la cât m-am dezbrăcat la medici zilele alea, n-am niciun stres, adică chiar știam că e doar pentru binele meu. Și m-au anesteziat, sincer. Țin minte că m-a întrebat domnul anestezist unde am făcut școala, când am venit în România, am început să povestesc și la un moment dat mi se taia filmul, nu mai țin minte absolut nimic. Operația în sine, îmi înțeles că durează în jur de 30-45 de minute, însă și e laparoscopic, am 4 cicatrici minore,
Una, cea mai mică e atâta, efectiv, și cea mai mare e atâta. Pe acolo, presupun că au luat, au scos stomacul. Aia mă mai deranjează puțin, dar o să ajung și la, și la partea asta. Și în perioada asta în care eu am fost anesteziată, am fost operată, probabil m-au trezit în sala de operație, dar eu nu țin minte și știu că m-am trezit când am ajuns în salon și n-am mai dormit. Și știu că fata care era cu mine acolo dormea toată ziua, eu n-am reușit până seara să adorm, deși eram foarte amețită și așa. Știu că de 2-3 ori am zis la Mihai că m-am trezit din operație, dar în fine. Și am avut o senzație de rău, nu pot să vă explic. Și bineînțeles că am început, de ce ți-ai permis să ajungi aici, de ce te simți așa nașpa, uite că meriți, că n-ai avut grijă, că nu știu ce, că ți-a trebuit operația, că poate n-ai fost pregătită, lucruri genul acesta. Și tot sunam la, apăsam pe butonul acela să vină asistentele la mine. Ideea e că simțeam senzația de greață și că îmi vine să vărs, dar mi-era foarte frică să vărs pentru că nu știam dacă e ok pentru stomac. Mi-au zis că e ok, mi-au adus o tăviță așa în formă de fasole. Și am vomitat, bine, vomitatul acela a fost mai mult scuipat cu sânge și m-am speriat puțin, zic că e foarte ok, că e normal că a mai rămas na, sânge în stomac și așa. Și bine, eu acum vorbesc, cum am înțeles eu, nu vă supărați că nu sunt medic. Și după aceea am primit perfuzii și de fiecare dată când primeam perfuzia cu glicemia, mă simțeam mult mai bine, adică mă simțeam din nou. La două, trei ore după operație, m-au ridicat în picioare, m-am dus până la baie, am făcut pași mici prin cameră, au zis că e foarte important să te miști, pentru că în timpul operației am fost intubată și tubul acela care trecea așa prin gât și așa, pompa aer în stomac, din câte am înțeles eu. Și, mă rog, aveam dureri și aici, în zona asta, probabil de la iritație și așa, dar trebuia să elimine acel aer și asta se făcea cu plimbări. Mă plimbam, dar nu pot zic foarte mult. A doua zi am făcut mai multe. A doua zi, domnul doctor mi-a zis că pot să plec acasă, era sâmbătă și eu nu mă simțeam foarte ok. Adică, cum să zic, nu era nimic drastic, doar că mi-era frică să nu ajung acasă și să mă panichez și să nu știu ce să fac. Așa că am preferat să stau acolo, oricum plătisem deja pentru 2 nopți de cazare acolo, în banii aia despre care am vorbit deja, adică intra și asta. Și a doua zi a venit și doamna nutriționistă, mi-a explicat despre regimul postoperator și lucrurile din acesta, foarte drăguță și ea, foarte atentă. A răspuns la întrebări și mi-a zis că se vede în analize că n-am mâncat carne în ultima perioadă, ceea ce era adevărat, și că am lipsă de proteine și sunt foarte anemică. Eu știam că am probleme cu anemia, dar de data asta a fost puțin mai pronunțată decât de obicei. Mi-a recomandat să iau niște suplimente, sideral activ se numesc, după ce trec de perioada de lichide, o să vă povestesc despre asta, și mi-a dat rețeta pentru medicamentele pe care urma să le iau o perioadă după operație. Am rămas până urmă la clinică încă o zi și chiar mă bucur pentru că duminică am fost ca nouă și, mă rog, nu puteam să alerg și să așa, dar puteam să merg normal și mă simțeam ok. Mă deranja puțin dacă stăteam jos așa cum stau acum, pentru că grăsimea se revarsă peste cicatrici și puțin te jenează, e normal. Și am plecat, am mers la farmacia de acolo și vă recomand, dacă o să vă operați, să mergeți la farmacia din spital, pentru că acolo veți găsi toate medicamentele, nu trebuie să umblați prin tot orașul să adunați toate cele. Nu sunt cu rețetă, sunt efectiv medicamente care se iau la liber, presupun eu. De fapt, nu, unele nu se iau la liber. În medicamentele astea pe care le iau eu acum, uite, acum mâine termină primul tratament cu aceste injecții postoperatorii anticoagulante pe care mi le injectez singur în burtă, în fiecare dimineață, la 7 dimineață, pentru că așa am primit și la spital. De fapt, la 6 era la spital, dar a zis că pot să decalez cu o oră ca să nu mă trezesc, pentru că eu nu mai adorm la loc. Și acele injecții au un ac foarte mic, nu e nimic grav, nu mă doare, doar că se vânătă toată pe burtă. Asta e o chestie. După aia am controloc un medicament pentru arsuri la stomac și pentru un fel de protecție pentru stomac, așa am înțeles eu. Câteva zile după operație am luat debridat sirop pentru că el ajută la digestie și așa mai departe, iar eu în primele 2 săptămâni după operație n-am mâncat nimic, am băut doar și ajută să mergi la baie din când în când. Și Nurofen, care am înțeles că tot sirop, pentru că nu mai am voie orice pastilă să iau, Nurofenul ajută la inflamarea stomacului, mă rog,
presupun ca stomacului, și mi-a recomandat doctorul să beau 2-3 zile și după aia, de exemplu, dacă am dureri menstruale sau dureri de cap, îl iau tot Nurofen sirop, pentru că mai am și eu să-l consum. Foarte scârboasă, robust, toate au îndulcitori, dar asta este. Și pe lângă toate astea, ce iau zilnic, ce iau controlul cu acea injecție și mai iau suplimente. Acest sideral despre care vă ziceam, sunt niște plicuri care se dizolvă în gură, eu îl pun tot praful acela în gură și beau cu apă, pentru că nu-mi place gustul. Și mai am supra din vitamine, pentru că nu pot să iau din alimentație tot ce aș avea nevoie. Toate medicamentele astea au costat 800 de lei, plus sideralul 90 de lei, deci costă și asta, să aveți în vedere. Acum, la o lună post-operator, pe 20 octombrie, voi avea primul consult de o lună în care o să îi arăt rezultatele mele. Eu până în ziua de astăzi, astăzi fiind a 22-a zi de după operație, am slăbit 11 kg și 100 de grame, ceea ce fără operație n-aș fi reușit în vecii vecilor amin. Deși am ținut foarte multe regimuri, v-am zis, cred că am încercat de toate. Keto, Rina, nu știu, patronjel cu... Am ținut ceva cu grapefruit, am băut și pastile în timpul liceului, horror, deci, în fine. Și pe 20 octombrie o să-i arăt rezultatele nutriționistei și ea o să-mi recomande ce să mănânc mai departe. Iar la 3 luni ne întâlnim din nou, unde o să fac iarăși ecografie abdominală, deja am programat la Regina Maria, și analize de sânge, să vedem dacă am lipsuri de vitamine, să vedem cum suplimentăm prin alimentație. V-am zis că deja că în primele două săptămâni am mâncat numai lichide, adică supă strecurată de pui cu legume rădăcinoase, fără cartofi și fără ardei, pentru că acestea balonează. Iaurt natural de băut, nu sana, nu chefir, nu altceva, în fine, numai iaurt natural de băut. Apă plată, ceai și compot pe care eu sincer nu am putut să-l beau pentru că îmi crea aciditate. Adică am băut puțin, dar nu așa de mult ca restul. De mere am făcut, de pere, cel de pere a fost cel mai bun, deci când era concentrat și dulce îmi plăcea, dar dacă era așa apă chioară nu prea îmi plăcea. Și nici ceai nu pot să zic că am băut foarte mult, și eu sunt foarte mare iubitoare de ceai, am băut apă, supă, iaurt, cam astea. Am stat 2 săptămâni așa și am slăbit 8 kg după acestea 2 săptămâni. După care am început sâmbătă trecută, adică azi chiar am o săptămână de pasate, în care am mâncat chiar de toate, dar pasate, mă rog, de toate care scria în manualul acela bariatric pe care l-am primit la externare. Doamnul doctor ne-a scris vreo 10 rețete, cred că, de prânz, de cină, 10 rețete de mic dejun, de gustări și tot așa mai departe. Am mâncat griș cu lapte, am mâncat mămăligă cu brânză, am mâncat perle de brânză cu, nu știu, tot fel de chestii. Ieri am mâncat brânză proaspătă de vaci cu banană, am mâncat mâncare de bebeluș, deci chiar de toate. Și media care pot să mănânc sunt între 45 și 65 de grame la masă. Și de multe ori gustarea nu mai intră efectiv. Mănânc la fiecare 3 ore, dar, nu știu, este ceva senzațional, nu pot să explic. Nu am senzație de foame, nu am dureri, deci singura chestie e că atunci când, de exemplu, mănânc prea repede, mi s-a întâmplat de 2 ori, și senzația vine greu, mă doare puțin burtă atunci când mănânc prea mult, în sensul în care, nu știu, am mâncat în loc de 80 de grame, în loc de 60 de grame 80 și nu mă intră și simte că explodez și mă simt rău câteva minute. Încă o chestie, trebuie să beau foarte mult apă și sincer reușesc, doar că mă trezesc noapte să merg la baie, dar e ok, na, trecem și peste asta, o să mă obișnuiesc probabil. Cu mișcarea nu pot să zic că stau minunată, adică mă plimb din când în când, când apuc, am și o perioadă aglomerată la lucru și nu neapărat pot să fac asta, dar încerc pe cât de mult pot și acum la o lună o să încep să merg și la sală, pentru că am observat deja că burta scade și se formează așa o piele care e atârnată puțin, bine, nu-i nimic... urât, dar așa simt eu și vreau să merg să mă tonifiez. Eu oricum am făcut sport foarte mult, v-am zis că am făcut și volei și mi-a plăcut întotdeauna sportul și în liceu am făcut mult sport, am făcut și basket puțin, mă rog, chiar mi-a plăcut. Și vreau să fac puțină forță și înot la început, pentru că nu, mi-e puțin frică încă să fac cardio, că e proaspăt tot, adică tu nu simți dureri, dar gândește că stomacul are o incizie de 28 de cm înăuntru și stomacul meu nou are acum 80 de mililitri. Și îl iubesc foarte mult. Și cam atâta, cred că. Nu vreau să lungesc prea mult acest video, pentru că mai urmează video pe parcurs. O să revin cu impresii despre
după prima lună, o să revin cu impresii după consultul de 3 luni, o să vin cu rezultate. Ca să aveți așa un punct de reper, am plecat de la multe kilograme, dar o să vă zic abia atunci când slăbesc câte am avut și cât am reușit să slăbesc. Cam atât despre... Și ce am mai apreciat, am uitat să zic asta, este că domnul doctor și toată echipa sunt foarte, foarte amabili și am apreciat extrem de mult că cineva din echipă m-a sunat la 10 zile post-operator să vadă cum mă simt, m-a întrebat dacă am avut scaun, chestii de genul acesta. Foarte mult am apreciat pentru că e o chestie majoră pentru care nu are curaj oricine să o facă și nu am așteptări de la oamenii din jurul meu să mă susțină, cei care n-au avut probleme pe care le-am avut eu, adică probabil o să fiu judecată, dar sincer nu-mi pasă. Dacă n-ai avut 60 de kilograme în plus față de greutatea ta normală, nu avem ce să vorbim, adică scuză-mă, dar chiar nu avem ce să vorbim pentru că nu știi prin ce trec. Iar ei, lucrând asta zilnic, au foarte multă experiență și mi se pare foarte importantă și empatia asta. Eu chiar am vorbit și cu terapeuta mea că cumva așa am și ales doctorul pentru că am uitat la foarte multe filmări cu medicii din România și el mi se pare cel mai simpatic, cel mai deschis, cel mai, cum să zic, calm, răbdător și care, mă rog, asta a fost prima impresie și nu cred că greșesc spunând asta. Și foarte mulți pacienți mulțumiți, asta a fost, plus că m-a ajutat și foarte mult că era aproape. Dacă ar fi trebuit să merg până la București, ar fi mult mai complicat, pentru că și drumul din Arad în Timișoara nu mi-a fost o tună, că mi-era frică să nu vomit. Dar cam atât despre prima lună, sunt foarte fericită, cred că se vede puțin și diferența la față de primul videoclip pe care l-ați văzut în acest video, adică primul video din acest vlog. Și vă aștept la un nou vlog data viitoare, probabil acest canal va merge foarte mult înspre alimentație, operație și așa mai departe. Eu sper că voi ajuta pe cineva care poate nu-i convins dacă vrea să opereze sau are temeri sau lucruri de genul acesta. Eu zic că dacă vă permiteți financiar, e cea mai bună decizie pe care puteți să o luați pentru voi. Eu am 28 de ani, la un moment dat voi dori să am copii, la kilogramele pe care le am acum s-ar putea să nu pot și s-ar putea să nu fie deloc sănătos pentru copil, nici pentru mine. Așa că mergem mai departe, în primul rând facem asta pentru noi, merităm atâta și sper să fie bine pentru toată lumea. V-am pupat, ne auzim la un nou clip.